Acum filmezi? Sunt gata. Și să zâmbezi, nu? Vrei să iasă și haios? Trebuia să știm întrebările dinainte. Chiar îmi place să fie și o lăcrimuță aici. E clar că m-a ajutat foarte mult și mai mult decât un ajutor, Academia de Leadership pur și simplu m-a schimbat. M-a făcut să fiu o variantă mai bună a mea și asta e minunat. Cel mai frumos lucru care mi se putea întâmpla, cel mai relevant lucru din ultimii ani, a adus atâta valoare încât nu știu dacă pot să-l compar cu facultate sau cu un masterat. Cred că este unul din lucrurile care m-a ajutat cel mai mult în dezvoltarea personală de până acum. A fost o binecuvântare pentru mine. Participarea la Academie a fost pentru mine ca o poveste. Am întâlnit oameni minunați, am învățat experiențele deja valoroase ale celor din Australia. Pentru mine este șansa vieții, eu așa o consider. Păi a avut un impact puternic de transformare. Transformarea mea a condus la transformarea școlii mele. Sunt foarte bucuroasă să văd cum cresc adulții din preajma mea și sunt și mai fericită când văd zâmbetele copiilor. Faptul că am avut parte de formatori din întreaga lume, cu experienții în educații din altă parte, m-a făcut ca să văd cumva dincolo de gard. Mi-am descoperit potențialul de lider, nu eram foarte sigură că l-am, acum sunt sigură că l-am. Și m-a făcut să mă simt parte a unei comunități. Pentru mine era foarte important să fiu parte dintr-o comunitate care îi pasă. Să nu vorbesc singură la pereți. La AVE exact asta am primit. Ochi, urechi și nu pereți. Academia a fost ca o școală în care am simțit cum mă descoper eu pe mine, dar și ceilalți mă descoperă. Impactul pe care l-a avut programul asupra mea a fost unul, aș putea să spun, covârșitor. Am găsit aici oameni care erau dispuși să facă o grămadă de lucruri și dispuși să ne ajute în acest proces de schimbare. Cei din AVE cred ceea ce fac și ne-au transmis și nouă încrederea și spiritul acesta și că se poate. Am simțit că le pasă de ceea ce facem în școală și ce facem pentru sistemul educațional din România. E despre curajul de a aspira spre schimbare și de a produce schimbarea în educație, valorificând fiecare oportunitate din sesiunile de formare ale programului AFE. Este centrat direct pe directorii de școli și ajută să schimbe ceva în procesul de educație. Îi ajută să înțeleagă, de fapt, că schimbarea pleacă în primul rând de la noi. Este extraordinar. Și mulțumesc AVE pentru această oportunitate. Mi-a plăcut că am văzut oameni implicați în educație, oameni implicați în transformarea țării. Primesc suport indiferent de situația pe care o expui. Se dau peste cap oamenii aceștia să-ți găsească o soluție. Am să rămân cu ceva, cred că toată viața. Am să rămân cu 30, nu, mai mulți prieteni, mai mult de 40 de prieteni, dacă iau în calcul și membrii AVE și formatorii. E ceva extraordinar. Inspirație. Am făcut viața. Renaștere. Nu s-a inventat cuvântul. O experiență magnifică. Inspirație. Este extraordinar. Bună seara, dragi telespectatori, la această ultimă ediție a acestui sezon de București aproape de tine aici la București TV. După cum ați văzut în materialul pe care colegii mei vi l-au prezentat, în această seară vorbim de valori în educație. Vorbim de oameni care se implică, care își doresc să aducă acele valori pe care și noi le dorim în educația românească. Și pentru a face acest lucru în această seară l-am invitat și sunt onorat că se află alături de mine domnul Mihai Zând, International Coach and Trainer, reprezentant al Asociației pentru Valori în Educație. Mulțumesc pentru invitație și mă bucur că suntem aici în ultima emisie, pică foarte bine pentru programul nostru al asociației. Așa este. Eu mă bucur foarte tare că sunteți alături de noi și pentru început, haideți să discutăm puțin despre ce înseamnă Asociația pentru Valori în Educație. Și apoi mergem să discutăm puțin și despre ceea ce am văzut în materialul prezentat mai devreme. Asociația pentru Valori în Educație este un lucru important pentru mine personal. Practic, o mână de oameni din mediul privat au vrut cumva să dea înapoi societății, să contribuie într-un ONG și s-au gândit în ce domenii ar putea contribui. Pot alege foarte multe. Și așa ne-am
adunat cumva valoric și pentru noi educația e cea mai importantă și de acolo pleacă foarte, foarte multe lucruri de-a lungul vieții. Și am zis că dacă nu avem acest impact cumva mai devreme în viața copiilor, nu o să putem să construim sustenabil și pe termen lung în România. Da. Și practic a plecat de la o mapare a nevoilor în zona de educație, ne-am uitat noi la ce ar putea fi schimbat și am ales, pentru că sunt foarte multe ONG-uri, apropo, care fac lucruri foarte bune în educație, și noi făceam în mediul corporate, în zona privată, leadership și zona de management, am zis, nu e niciuna care se ocupă, de fapt, de segmentul ăsta, de cum sunt conduse școlile. Și am zis, ăsta ar putea fi un domeniu bun în care să putem ajuta și ni l-am ales ca și țel. Vreau să vă felicit că v-ați ales acest domeniu al educației și mai ales că vorbim de exact despre leadership și management în educație, lucru pe care, dacă stăm să ne gândim, s-a mai încercat. S-a mai încercat, poate s-a reușit, poate n-a reușit. Important este că există acest moment, Academia de Leadership și Management Școlar, și aș vrea să discutăm puțin despre momentul zero. Când ați început acest proiect, cum s-au derulat lucrurile și care a fost, dacă vreți, impactul și feedback-ul de după, prima ediție, dacă putem spune așa? Păi primele intervenții pe care le-am avut așa la nivel de asociație a fost cumva să ne apropiem de Ministerul Educației prin 2016, în care am încercat să-i ajutăm pe procesul de selecție ai directorilor de școli. Și așa cumva ni s-a cerut cumva consultanță să arate procesul de selecție cumva cam business. Pentru că atunci profesorii dădeau cumva un examen de legislație ca să fie director, nu se sonda potențialul de lider pe care l-ar putea avea. Și noi am pus credințele noastre pe masă, am deschis procese așa cum se întâmpla la HR în companii și așa a început. Ulterior am decis să facem această academie de leadership și management școlar, cumva cu totul privat. Pentru că ne-am dorit să putem să adăugăm valoarea pe care, pe care o aveți deja prin experiența din trecut. Da. Și am luat, practic, am pus în piață. Am căutat, de fapt, internațional cine face asta cel mai bine în afară și am avut mai multe discuții de la, în Anglia, în Statele Unite și, până la urmă, ne-am oprit la Australia, pentru că acolo erau niște oameni care schimbaseră cu tot sistemul în educație. Ba mai mult, avea experiența de director de școli înainte și de aici au început să facă sistemic schimbări. Și pentru noi asta era important, să se întâmple sistemic. Câte o bucățică de intervenție se întâmpla deja și se întâmplă deja. Și ne-am gândit, ok, să începem cu leadership-ul, să începem cu o academie. Și practic în 2017 a început academia prin procesul de design, de cum ar trebui să arate, cum ar trebui care să fie curicula, da. Ce ar trebui de fapt, pe ce ar trebui să punem accentul. Și în 2018 au intrat exact în academie după o selecție pe care am făcut-o. Practic academia costă destui bani și cu subgenerozitatea unor sponsori care ne ajută, practic noi dăm burse directorilor. Deci am trimis asta către zecile de mii de directori care sunt în România și a director adjunct cumva. Și câți au fost în prima serie, să spunem așa, de absolvenți ai Academiei de Leadership? Acum am avut prima cohortă, cum îi spunem noi, de 40 de directori care au făcut. Mai interesant este că am reușit să comunicăm către majoritatea directorilor din țară și înscriși au fost 600. Am selectat din 600 pe cei mai motivați dintre ei și care erau poate în medii defavorizate, aveau niște condiții de școli mari unde puteau să producă schimbare și aveau motivația și mindset-ul necesar ca să producă schimbarea asta și să putem să arătăm. Noi vrem să o facem scalabil, cumva. Adică, să mergeți gradual, da. De la nivel, să spunem, am văzut din material și o să discutăm la un moment dat care a fost impactul la nivel național al acestui demers. Am văzut că au fost și din capital, au fost și din, la nivel național, au fost din țară, din foarte multe zone ale țării care au venit către dumneavoastră și au și absolvit academia. Acum, la nivel național, care credeți că a fost impactul acestei prime, să spunem așa, aruncări în piața acestei academii? Și cum ați văzut după aceea, cum au evoluat lucrurile după ce au plecat din cadrul academiei directorii pe care dumneavoastră i-ați învățat ce înseamnă leadership-ul și managementul școlar? Păi cred că primul impact este asupra
celor 40 de directori pe care îi avem în Academie și care au absolvit această Academie, dar mai mult decât atâta, impactul este asupra a câtorva sute care au participat la un forum educațional anul trecut în toamnă, care se va repeta anul acesta în toamnă, și care au văzut cam cum s-au schimbat directorii noștri în Academie la nivel de mindset. Dincolo de tool-urile și tot ceea ce folosesc, da. Da, de instrumentele pe care le-am dat, de management efectiv și adaptate ca să fie școlar, zicem noi că am schimbat mindset. Și noi ținem la niște lucruri foarte importante acolo. Sunt niște lucruri care nu țin de clase speciale, de câțiva olimpici pe care avem, ci ce produce școala sistemică, adică ce produce pe medie, care este media elevilor, da, care ar putea să iasă dintr-o școală. Ca și dacă ar fi să facem o analogie cu un spital, nu știu dacă ne interesează că au ieșit doi oameni foarte sănătoși sau că media oamenilor care trec prin spitalul ăla ies sănătoși din spital, da, și nu bolnavi la final. Cam așa e și cu școala. Ne interesează tot ce se întâmplă pe media. Din punctul ăsta de vedere, aș vrea să mergem un pic cu discuția către numele asociației. Și aș vrea să vă întreb, din punctul dumneavoastră de vedere personal și dacă putem spune și profesional, există în momentul de față valori în educația românească? Eu cred că există, dar cred că trebuie să le găsim. Și să găsim acei oameni care au încă valori. Toți pleacă dintr-o menire, ca să fii pedagog, este... Trebuie să ai o chemare către treaba asta. Da. Trebuie să ai o chemare mai presus de orice, după care este vorba de metodă. Și metodele s-au schimbat foarte mult. Școala, ca să fie adaptată vremurilor în care trăim, în viziunea noastră celor din privat, ar trebui să fie o descoperire și un mod de gândire mai degrabă decât livrare de informații. Da, așa ar trebui să se întâmple. Aș vrea acum că tot ați adus în discuție acest subiect și pe urmă vreau să mergem să vorbim și despre directorii pe care dumneavoastră i-ați premiat ulterior. Apropo de ce spuneați adinaori, există în momentul de față tot felul de exemple, apropo de educație, de modul de implementare a unor lucruri în educație. Și vorbim de sistemul din Norvegia, vorbim de sistemul suedez, de sistemul finlandez. Din toate astea, și bănuiesc că le știți și dumneavoastră la fel de bine, care credeți, bineînțeles, cu modificările de rigoare, ar putea fi un sistem viabil în România anului 2019? Noi construim un sistem românesc, pentru că oricum ar fi celelalte sisteme, ele țin de foarte mulți factori, care sunt de ordin administrativ, politic și mai multe. Și practic trebuie să ne construim propria rețetă, inspirându-ne, e drept, din modelul nordic și din alte modele. Cred că cel mai aproape din ce am studiat noi este modelul din UK de noi, care are într-adevăr lucruri măsurabile în cum livrează școala efectivă. Dar de la nordici avem multe de învățat și se aplică deja foarte, foarte multe metode. Credem că o evaluare din aia foarte fixă nu mai e descriptivă pentru succesul în viață în ceea ce privește copiii. Și am eu o analogie așa care îmi place foarte tare. E ca și la sfârșitul școlii, dacă ai fi să măsori copiii și la început și la sfârșitul ei după rezultatele la examene, ar fi ca și cum ai pune în cursă un șarpe, un tigru, un elefant, o maimuță și ai măsura pe acea scală. Copiii sunt foarte diferiți și au potențial într-o carieră ce se creează pe parcurs. Așa este și o chestie pe care trebuie să o cultivăm noi, adulții, și mai ales prin ceea ce încercăm să-i învățăm și pe directori și pe profesori, chiar și pe elevi. Acum aș vrea să mergem la momentul directorului anului pentru antreprenoriat. Și am să rog și pe colegii din regia de emisie să ne ajute cu materialul pe care l-avem pregătit, după care ne întoarcem să discutăm despre ce s-a întâmplat cu acest moment. În comuna Valea Stanciului, familiile se confruntă cu o degradare semnificativă a condițiilor de viață. Reabilitat două grădinițe și o școală gimnazială și a reușit să faciliteze construirea unei noi grădinițe. Astfel, Irina a reușit să crească frecvența la școală pentru 640 de copii din comunitate,
A ajutat 30 de familii cu părinți plecați în străinătate să comunice în mediul online cu copiilor. Înființarea școlii de șoferi în cadrul școlii profesionale și implicit obținerea permisului de conducere este factor motivant pentru elevi să nu abandoneze școala până în clasa a 11-a. Atenția acordată copiilor din comunitate le oferă acestora încrederea, curajul și motivația de a fi cea mai bună variantă a lor înșiși. Da, am revenit în studio. După cum ați văzut și în material, avem și un director al anului pentru antreprenoriat. Știu că mai vrea să vorbim ceva despre, apropo de impact, și pe urmă discutăm despre moment. Da, cred că e important de zis. De ce am ales noi leadership-ul este pentru care ziceam impact sistemic. Da. Dacă ar fi să calculăm un număr de copii, am ajuns la 23.000 de copii. Numai prin cei 40 de directori formați și școlile pe care le păstoresc. Dacă punem și mediul lor familial, cifra se mărește. E foarte important să știm că lucrurile astea, exact ca evantaiul, în momentul în care pleci de la un lucru, se propagă exact ca un evantai în toate direcțiile și atunci e foarte important. Cum a fost acest moment al directorului pentru antreprenoriat? Practic, noi ne-am propus să premiem o serie de directori care fac lucruri speciale din toată țara și să facem asta anual. Se va întâmpla și anul acesta în toamnă și va fi pe bază de aplicații în care directorul îi spune efectiv ce a făcut. Pentru noi categoria asta de, o să avem și directorul anului overall, dar categoria asta de director al anului pentru antreprenoriat este importantă în mod specific pentru că de multe ori directorii se plâng că sunt prinși într-un sistem în care nu pot schimba multe. Din păcate. Practic, ei nu decid asupra oamenilor cu care să lucreze în școală și sunt blocați la nivel de personal, nu decid asupra bugetelor proprii, nu decid asupra ceea ce pot face o școală și, practic, o școală devine mult mai greu de condus chiar decât o companie. Și atunci, umbrela asta de viziunea de antreprenoriat în școală este importantă pentru a putea să scoatem în lumină ceea ce directorii, chiar și cu toate aceste constrângeri, pot face. Și unii pot face pentru că aduc parteneri privați, pentru că reușesc să se ducă înspre firme și să-și iau o sponsorizare pentru a-și redecora școala, pentru a-și aduce expertiză din business ca să poată să-și formeze elevii mai bine și să poată să facă practică, poate, în anumite situații. Că aplică la fonduri, fonduri europene sau orice alte tipuri de fonduri și reușesc să se financeze și toate aceste inițiative, da, participă la concursuri de robotică internaționale, de programare internaționale, trimit navete pe Marte, chiar din astea de la NASA. Deci, practic, dacă ei se conectează la tot ecosistemul și au un spirit antreprenorial, pot să transforme școala chiar și cu aceste constrângeri. Și este până la urmă o altă modalitate de a demonstra că cu mijloace minime poți să faci niște lucruri și poți să duci lucrurile mult mai departe decât dacă le-ai fi făcut altfel sau te-ai fi cramponat în faptul că nu poți să faci și așa mai departe. Vorbim de directorul anului pentru antreprenoriat al anului 2018. Câți directori au fost în concursul ăsta de a deveni directorul anului? Am avut câteva sute de directori care au participat efectiv în concurs și am selectat 5-7 directori pe care am premiat în funcție de la ediție la ediție. Aleg firmele să premieze pe front director pentru că le-a plăcut efectiv o dimensiune la care s-au uitat. Dar asta ni s-a părut cu precădere importantă pe lângă directorul care a făcut cel mai bine anului pentru spiritul ăsta de pozitivitate în contextul de constrângere. Vorbeați mai devreme de, apropo de partea asta de antreprenoriat, vorbeați mai devreme de faptul că directorii din școli, în general, și ar trebui poate să încercăm să explicăm în două cuvinte, nu foarte mult, ei pot să atragă niște fonduri europene. Da.
De ce nu se face lucrul ăsta? Sau de ce se face atât de puțin? E o întrebare care aș putea să spun că multă lume o are în minte, da. Și este momentul să o discutăm un pic, dacă se poate. Eu am lucrat cu fonduri europene și în zona privată. Și dacă e să fac câteva analogii, problema e undeva la mijloc. Odată, pentru că nu se știe, da, posibilitatea aplicării nu este îndeajuns de mult comunicată. Și, practic, ghidul nu e îndeajuns de transparent și de simplu de înțeles pentru a putea aplica. Și, doi, expertiza chiar din partea școlilor de cum se aplică la asemenea fonduri, cum pentru se rulează efectiv programul. Exact. Și aici, altă întrebare legată de același subiect. V-ați gândit să faceți și un astfel de curs pentru directorii din școli? Da. Noi, în cadrul Academiei, practic, îi spunem pe directori, dincolo de instrumentele și metodele de leadership școlar, îi spunem și la toate aceste metode de finanțare. Deci aducem regulat tot felul de oameni care vin din diverse unghiuri, de la zona privată până la zona administrativă sau fonduri mari, și care le explică de posibilitățile de care ar putea să dispună să le facă pentru copiilor. Deci, până termină, efectiv, Academia, au toate multitudine, da, de informații de unde ar putea aplica și cum să facă. Din cei care i-ați avut până acum, vă întreb tot așa, din punct de vedere jurnalistic, știți vreun caz care și a aplicat și a și reușit să atragă niște fonduri europene pentru dezvoltarea unei școli? Majoritatea celor selectați arătau cumva inițiativă, ori doreau să aplice și ne scriau că sunt în curs, ori aplicaseră deja. Sunt unii care au aplicat între timp. N-am măsurat asta. Urmează o măsurătoare acum de impact la nivelul, la nivelul de final al asociației, da, și vom vedea. Pentru că am măsurat școlile la intrare, ne interesează foarte mult impactul. În materie de parametri, de cum se simt copiii, ce învață efectiv, ce-au cum se, da, și pună în aplicare. Și vom măsura și la finalul Academiei și la câțiva ani după, ca să vedem cumva care e impactul. Da, zic pentru că contează foarte tare, cu cât, și știm foarte bine că asta este realitatea, nu trebuie să ne ascundem de ea, stăm foarte prost la capitolul de atragere de fonduri europene, indiferent despre ce vorbim. Da. Ba mai mult în educație. Aici deja e un capitol care scârție și mai rău decât, da, restul. Și atunci e foarte bine că există această, dacă vreți, inițiativa Academiei și Asociației pentru Valori în Educație, dar și urmărirea proceselor. Nu e suficient doar să-i înveți și să-i lași, trebuie, da, și ajut să-i urmărești. Și atunci, da, e foarte bine că se întâmplă și lucrul ăsta. Noi avem planuri în sensul ăsta. Vă rog. Ceea ce ne dorim cu Academia e să o facem scalabilă. Asta înseamnă că de la profesorii care vin din străinătate, în următoarea iterație, deja anul acesta, chiar facem acum selecții. În perioada verii, directorii care vor să participe și să primească o bursă în cadrul Academiei, un loc acolo costă cam 10.000 de euro, dintre care ei nu plătesc mai nimic din treaba asta decât o dovadă a faptului că sunt, sunt directori. Da. Și sunt admiși în Academie în baza unei selecții. În iterația aceasta, cei din afară, da, lectorii de acolo, vor colivra cu oameni din România, și următoarea iterație ce ne dorim este să o facem mai mare, cu mai mulți directori, în mai multe serii și livrată de către noi pentru a putea scădea cursurile și să putem să adăugăm aceeași valoare. Doamne, ajută să vă ajute Dumnezeu să reușiți să faceți toate aceste lucruri într-un timp relativ scurt, iar noi ne pregătim acum de o scurtă pauză de publicitate. Când ne întoarcem, continuăm să discutăm despre valori în educație și educație în general, și o să vedeți despre ce este vorba. Până atunci însă, puțină publicitate și ne întoarcem.